Acum haideți și noi să luăm aminte la cuvântul Domnului. Citim din Faptele Apostolilor, capitolul 4, de la versetul 32 până la versetul 37. În această dimineață, tema noastră se referă la părtășia credincioșilor, părtășia bisericii, puterea pe care Dumnezeu a așezat-o în această părtășie, importanța părtășiei comunității din care facem parte. Fapte, capitolul 4, versetul 32. Mulțimea celor ce crezuseră era o inimă și un suflet. Niciunul nu zicea că averile lui sunt ale lui, ci aveau toate de obște. Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Iisus și un mare har era peste toți, căci nu era niciunul printre ei care să ducă lipsă. Toți cei ce aveau ogoare sau case le vindeau, aduceau prețul lucrurilor vândute și îl puneau la picioarele apostolilor. Apoi se împărțea fiecăruia după cum avea nevoie. Iosif, numit de apostol, și Barnaba, adică în tălmăcire fiul mângâierii, un levit de neam din Cipru, a vândut un ogor pe care îl avea, a adus banii și a pus la picioarele apostolilor. Amin. Iubiți frați și surori, textul din această dimineață, așa cum foarte frumos au subliniat frații mai devreme, lucruri foarte importante și foarte bine de subliniat, ne arată principiile unității în biserică. Toți vorbim despre unitate când vorbim despre biserică. Dorim unitatea? Uneori ne lamentăm dacă percepția noastră este că nu e unitate. Ne întrebăm de ce lipsește unitate. Poate că ne și rugăm, nu? Pentru unitate. Luptăm pentru unitate. Dar este foarte bine înainte să dorim, să ne rugăm, să plângem după, să știm ce este această unitate. Și textul acesta ne arată care sunt principiile unității. Tot ceea ce s-a spus mai devreme se încadrează în aceste principii. Eu aș dori doar să le enunț cu câteva explicații fiecare și pe urmă, înțelegând aceste principii ale unității, pentru că sunt ușor de pronunțat și de ținut minte, pe urmă să facem tot ce depinde de noi ca să trăim în unitate, să iubim unitatea și să căutăm pacea și sfințirea, care sunt ingrediente esențiale ale unității în biserică. În primul rând, cuvântul din această dimineață ne vorbește despre principiul triunității. Primul principiu al unității este principiul triunității sau trinității. Unitate în trei sau din trei. Mulțimea celor ce crezuseră erau o inimă. Unitatea, de fapt, înseamnă, vine de la cuvântul una sau a fi făcuți una, înseamnă când mai mulți, 2, 3, 3.000, 5.000, o mulțime de oameni pot să fie oricât de mulți, ei sunt una. O armată este formată din mulți soldați. Capacitatea unui general este să facă din mulți soldați o armată. Armata e formată din mulți soldați, dar arta generalului este să facă din mulți soldați o armată.
Domnul Iisus Hristos a venit în lumea aceasta să câștige la mântuire mulți, dar din ei să facă o biserică. Și acum, când nouă ni se spune, fiind mulți, în cazul de față, de ordinul miilor, dar nu contează, poate să fie de ordinul zecilor, de ordinul sutelor, de ordinul sutelor de mii, că vreți de ordinul milioanelor, ei trebuie să fie una. Și întrebarea este cum? Vorbeam mai devreme de un general, el merge la școală și învață tehnica războiului, învață militării. Și acolo, pe lângă instrucția de pe teren, unde învață să fugă, să tragă cu arma, să se formeze din punct de vedere fizic ca un soldat de valoare, el are și program de sală, unde învață tehnică și tactică militară, inclusiv cum să faci din mai mulți soldați o singură armată, să-i unești, să fie coeziune între ei, să fie o singură armată. Noi nu ne putem duce la o școală militară să învățăm cum să facem din mai mulți o biserică. Noi învățăm din cuvântul lui Dumnezeu, dar noi oamenii avem nevoie de modele. Și modelul unității noastre este Trinitatea, dumnezeirea, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, care sunt una. Cum se ruga Domnul Iisus Hristos în Ioan 17? Mă rog ca ei să fie una, cum și noi, Tată, suntem una. Modelul unității noastre este unitatea divină. Și unitatea divină, Trinitatea, este triunitatea, adică sunt trei, dar sunt una. De aceea noi nu suntem politeiști, noi credem într-un singur Dumnezeu. Dar un singur Dumnezeu este în trei persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. V-am mai dat exemplul acesta și noi ca ființe am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și Biblia spune că avem trei dimensiuni ale existenței noastre, trup, suflet și duh. Duhul vine din Dumnezeu, este suflarea de viață de la Dumnezeu. Când suflarea de viață de la Dumnezeu atinge materia, a suflat în nările omului pe care l-a creat, suflare de viață, și s-a făcut, s-a înființat, s-a născut un suflet viu, atunci apare sufletul uman. Și este Duhul de viață de la Dumnezeu, este trupul din țărână și în țărână se întoarce și este sufletul. Dimineața aceasta v-ați uitat în oglindă când ați venit la biserică. Dacă nu vă uitați în oglindă, n-arătați așa de bine. Sunt sigur că fiecare s-a uitat în oglindă. Câți ați văzut în oglindă? Trei? E unul care a văzut trei în oglindă? Dacă a văzut trei, are probleme mari. Eu sper din toată inima că ați văzut unul singur. Și cu toate astea sunteți trei. Sunteți trup, suflet și duh. Ei, unitatea aceasta indisolubilă, aproape că nu poți distinge, știți că spune cuvântul lui Dumnezeu? Cuvântul lui Dumnezeu este mai tăietor ca orice sabie cu două tăișuri, pătrunde acolo până desparte măduva de oase. Singurul care poate pătrunde adânc în separarea acestor componente ale identității noastre este Duhul lui Dumnezeu. Nici măcar noi de multe ori nu putem face diferența dintre ele. Vă aduc aminte de bogatul căruia i-a rodit țarina, care într-o zi s-a dus într-o noapte să gândească ce o să facă, pentru că avea prea multe produse și n-avea spațiu suficient în hambare. Și auziți ce spune, le voi dărâma, voi face altele mai mari, îmi voi strânge lucruri pentru multă vreme și zice, voi zice sufletului meu, bea și mănâncă, de parcă sufletul mănâncă sarmale și bea Pepsi. Dar omul ăsta n-a știut să mai facă diferența între trup, suflet și duh. La el au fost toate un amalgam. Prin credință e important să facem diferența între ele, pentru că în fiecare zi știm să dăm trupului ce are nevoie.
Și avem de multe ori impresia că și sufletul poate trăi cu ele. De aceea întreba fratele Doru retoric mai devreme, de ce nu le mai arde la oameni de biserică? Pentru că au impresia că dacă au mâncat bine și au băut bine și dacă s-au odihnit și așa, și sufletul a beneficiat din astea. Ei uită că la biserică venim să ne hrănim sufletul, că sufletul are nevoie și el de hrana lui. Iată de ce, dragii mei, avem nevoie de credință ca să înțelegem aceste lucruri. Dar, ca model al unității bisericii, e ca și cum noi suntem mai mulți, dar în dimineața aceasta, când Dumnezeu se uită la noi, când noi ne uităm unii la alții, suntem o singură armată, suntem o singură biserică, suntem un singur trup, trupul Domnului Iisus Hristos, chiar dacă suntem mai multe mădulare. Ăsta este modelul unității noastre și este unitate în uniformitate. De ce? Pentru că suntem toți conectați cu același cap, capul bisericii este Domnul Iisus Hristos, avem un singur Domn, o singură credință și un singur botez. Cu alte cuvinte, am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup. Asta este principiul triunității. Al doilea principiu al unității bisericii este principiul comunității. Principiul comunității. Și în dimineața aceasta vorbim despre părtășia comunității. Oriunde au ajuns apostolii și au predicat Evanghelia și oamenii s-au pocăit, i-a înființat ca biserică locală, comunitate. Știți că atunci când Pavel și Sila au predicat Evanghelia în Filipii, acolo mulți s-au convertit, s-au întors la Dumnezeu, era o biserică fragilă, o comunitate foarte fragilă. Și din cauza că stăpânii acelei ghicitoare au rămas fără sursa venitului lor, i-au aruncat în temniță, au fost bătuți, puși în butuc. Ei, a doua zi, când au aflat că au bătut un cetățean roman, dregătorii au venit și le-a spus, uște aici din cetate, uite pe poarta din spate, plecați. Și Pavel zice, nu așa. Și l-a apucat pe Pavel să nu vrea să plece când i s-a dat libertatea, că ar fi putut să-l laude pe Dumnezeu și să spună, uite, Dumnezeu ne-a eliberat, dar el acum nu vrea să plece de acolo. Nu. Vă spun de ce. Pentru că acolo se înființase o comunitate fragedă, nouă. Și Pavel, pentru ca să dea timp acelei părtășii, timp de coeziune, timp ca oamenii să se întărească în credință, prin riposta lui și prin faptul că îi trage la răspundere și le spune, voi aveți de-a face aici cu un cetățean roman, credința asta voi să o lăsați în pace, măcar pentru o vreme, până se întărește comunitatea. Le apără drepturile lor ca biserică. Și noi știm că în Filipii s-a născut o biserică puternică. În epistola către Filipeni, Pavel le spune lucruri foarte frumoase despre credința lor, despre atașamentul lor față de Dumnezeu. Biserica avea nevoie să se sudeze, credincioșii nou adăugați aveau nevoie să crească spiritual, să se întărească în credință. Și Pavel, prin modul în care abordează conducătorii orașului, le pune o umbrelă de protecție, cel puțin pentru o vreme. Le creează o zonă, un spațiu de confort și de liniște. Dragii mei, nu există credință adevărată în afara comunității. Nu poți să fii parte din trupul lui Hristos în afara trupului lui Hristos. Și trupul lui Hristos are mai multe dimensiuni. Este dimensiunea personală a trupului lui Hristos. Pentru că tu ești mădular în trupul lui Hristos, mântuirea este individuală și când îl primești pe Hristos, tu ești în Hristos o făptură nouă. Este dimensiunea personală a trupului lui Hristos. Hristos locuiește în tine, tu locuiești în Hristos.
Hristos în voi, în fiecare dintre noi, nădejdea slavei. Ați fost înviați și așezați în Hristos în locurile cerești. Este relația personală a credinciosului cu Dumnezeu. A doua dimensiune a trupului lui Hristos este dimensiunea locală. Credincioșii care în mod fizic se adună la oaltă în același loc să se închine, să învețe Evanghelia, să fie responsabil de viața lor în fața comunității, este biserica locală, a doua dimensiune a bisericii. Și a treia dimensiune a bisericii este dimensiunea universală. Biserica Domnului din toate timpurile, din toate generațiile, de pe întreg pământul, care este o entitate spirituală. Acum, noi trebuie să trăim principiile trupului lui Hristos în toate aceste trei dimensiuni concomitent. Nu poți să spui că faci parte din trupul bisericii locale dacă tu nu ești născut din nou. N-ar trebui și nu poți să fii parte din biserica locală dacă nu ai dimensiunea personală a trupului lui Hristos. Asta înseamnă prin înfiere, prin răscumpărare, prin naștere din nou. Tot așa, nu poți să faci parte din biserica universală dacă nu l-ai cunoscut la nivel personal pe Domnul Iisus, că nu ești mădular în trupul Lui. Nu poți să faci parte din biserica universală fără să faci parte din biserica locală. Tu întorci spatele fraților și surorilor de aceeași credință cu tine și ai impresia că Dumnezeu te consideră parte din trupul Lui spiritual? Nici de cum. Ce spunea Ioan? Dacă nu-L poți iubi pe fratele tău pe care îl vezi, cum poți să iubești pe Dumnezeu pe care nu îl vezi? Cu alte cuvinte, e nevoie să trăim credința în aceste dimensiuni. Comunitatea, principiul comunității mă trimite la apartenența credinciosului nu numai în relația lui cu Dumnezeu, dimensiunea personală, nu numai în dimensiunea universală, ci într-o dimensiune practică, palpabilă a comunității locale. Acesta este principiul comunității. Aici este numit obște. Adică știți ce înseamnă obște? Totul la un loc. Totul la un loc. Nu separat. Nu fiecare în cubulețul lui. Toți la un loc. Acesta este mediul unității noastre. Mediul de manifestare practică a unității. Unitatea nu e doar un fum, nu e doar un concept, nu e doar o filozofie pe care o gândești. Este ceva care trăiești practic, zi de zi. Unde se manifestă unitatea? În practica ei. Aici, în biserică, în relațiile dintre noi. Și dacă principiul triunității, care e modelul unității, ne trimite la unitatea în uniformitate, adică toți aceeași credință, toți pe același nivel, unitatea în comunitate ne trimite la mediul de practicare al unității, și anume unitatea în intimitate. Nu la distanță, nu din vedere, ci în părtășia zilnică în biserica primară, frecventă în bisericile noastre. Al treilea principiu al unității este principiul oportunității. E ușor de ținut minte că toate au cuvântul unitate în ele. Principiul triunității, comunității și oportunității. Principiul oportunității ne trimite la mandatul unității noastre. Adică, bine, bine, uniți, dar de ce? Dar pentru ce? Dar la ce? Că spune Biblia, când oamenii se învoiesc să facă un lucru sau să ceară un lucru. Noi de ce ne învoim în această unitate? De ce noi suntem parte din această unitate? Care e scopul vieții noastre? Și ascultați aici. Versetul 33. Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Iisus. Oportunitatea de a sluji. Lucrarea de evangelizare, lucrarea caritabilă, căci nu era niciunul printre ei care să ducă lipsătoși, cei ce aveau ogoare sau case le vindeau, aduceau prețul lucrurilor vândute, îl puneau la picioarele apostolilor, apoi se împărțea fiecăruia după cum avea nevoie. Cu alte cuvinte,
În biserică sunt oportunități de slujire. Unitatea nu este doar ca să fim împreună, nu e un club static. Unitatea are un mandat. Pe noi ne-a trimis Dumnezeu să mergem până la marginile pământului și pentru noi marginea pământului este aici unde suntem, dar putem contribui și la răspândirea Evangheliei în alte locuri. Ăsta este mandatul bisericii, mandatul unității. Aici de-abia vorbim de unitate în diversitate. Fiți foarte atenți, unde așezăm diversitatea? În triunitate nu băgăm diversitatea. Acolo toți trebuie să fim la fel. Am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup. Ne unește aceeași credință, același Domn, aceleași principii de credință, aceleași adevăruri, aceleași standarde. Nu suntem diferiți. Este uniformitate. Toți la fel în credință, în Domnul. În comunitate este intimitate, adică toți la fel și împreună, lipiți unul de altul. Diversitatea apare doar acolo unde intervine slujirea. Pentru că am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup, dar Duhul ne împarte daruri după buna sa plăcere și nu toți suntem același fel de mădular. Fiecăruia ni s-a dat o funcțiune diferită ca să putem contribui la creșterea trupului, la maturizarea trupului, la extinderea trupului lui Hristos în lume, prin darul și slujba pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Acolo e diversitate. Pentru că mulți pretind că unitatea în diversitate este, dom'le, fiecare crede cum vrea el. Tu crezi așa, tu crezi așa, tu crezi așa și tu crezi altfel. Da, la un loc lăsăm la o parte lucrurile unde nu ne potrivim și ne unim așa la două, trei lucruri mai generale, restul fiecare poate să fie după capul lui. Asta nu e unitate, fraților. Asta e Babilonie. Dar după ce suntem fiecare cu principiile lui, toți vrem să facem o singură slujbă. Toți vor numai să cânte sau toți vor numai să predice sau toți vor numai să stea pe bancă. E? Nu. Fiecare are chemarea lui și slujba lui. Și nu există niciunul care să n-aibă oportunitate de a sluji. Mă uit cu drag, ori de câte ori avem un proiect pe la bucătărie, cu cât drag își pun surorile șorțul, se duc acolo și muncesc. Muncesc ca roabele, o zi întreagă. Să mușcăm noi din două, trei langoși la sfârșit, să ne bucurăm, să strângem bani pentru o cauză specială. Și sunt cu zâmbetul pe buzi. Au și părtășie împreună, să bucură să muncească ceva pentru cauza tineretului nostru, pentru diferite ajutorări. Câte oportunități de slujire sunt? Și în partea surorilor, și în partea fraților. Acum o să avem construcție. Fraților, numai să vreți și să puteți, atâta slujire, atâta oportunitate o să fie, vai, vai, vai. Asta este unitatea bisericii. Rețineți cuvintele astea ca să ne aducem aminte de ele mereu și mereu. Când ne rugăm pentru unitate, când dorim unitate, când vorbim unii cu alții despre unitate. Principiul triunității. Modelul unității noastre este Sfânta Treime și o unitate în uniformitate. Principiul comunității. Obște. La fel, dar și împreună. E mediul în care se practică unitatea. Și e unitate în intimitate, nu o unitate desconectată, răvășită și distantă. Și în al treilea rând, principiul oportunității este mandatul unității noastre. Dumnezeu ne-a chemat într-un mod divers, unitate în diversitate, prin diferite slujbe, să fim de folos împărăției lui Dumnezeu. În seara aceasta, continuând să vorbim despre părtășia comunității, și dimineață am subliniat aspecte legate despre unitate, principiile unității bisericii, pentru că fără unitate nu e posibilă părtășia,
Și am vorbit de principiile unității, în seara aceasta vom vorbi despre principiile părtășiei. Cuvântul părtășie vine de la un cuvânt în original, koinonia, care în sens destul de liber ar fi tradus a fi împreună, a fi parte din. Cuvântul părtășie este un cuvânt strict spiritual, bisericesc, în vocabularul limbii române este folosit în sensul de adunare a bisericii. Și în textul pe care l-am citit, la începutul cărții Judecătorilor, găsim un episod foarte interesant care se potrivește cu ceea ce știm noi în Har, anul Mărețului Har, despre credința noastră, despre intrarea în făgăduințele credinței noastre. Ce s-a întâmplat aici? Iosua a trecut Iordanul împreună cu Israelul și a învins cetate după cetate, armată după armată, până când toate punctele întărite ale cananiților, ale acestor națiuni păgâne din țara Canaan, pe care Dumnezeu a dat-o în stăpânire poporului Israel, au fost nimicite. Însă, țara nu era formată doar din cetăți și armate. Erau sate, orașe, livezi, case, pe care trebuiau să le ia în stăpânire. Armata a fost învinsă, dar fiecare seminție trebuia să-și ia în stăpânire teritoriul. Domnul Iisus Hristos a câștigat pentru noi mântuirea. Și totuși ni se spune că viața de credință pentru noi este o luptă. La încheierea cărții lui Iosua, după ce Iosua a bătut toate armatele dușmane, a exterminat uriașii din țara Canaan, a dărâmat și a demolat toate marile cetăți și punctele întărite și strategice ale cananiților. Ce luptă să mai fie? Ce război să mai fie? S-a terminat războiul. Acum, în mod normal, am gândit noi, trebuia toți să se ducă să zică asta e casa mea, asta e casa ta. Asta e livada mea, asta e livada ta. Ăsta e câmpul tău, ăsta e câmpul meu. Că ei deja aveau făcută împărțirea țării. Nu. Au trebuit să continue lupta pentru fiecare palmă de pământ. Ei erau deja biruitori. Biruința lor nu putea fi pusă la îndoială. Iosua a câștigat și a cucerit țara Canaanului. Dar Dumnezeu a dat apoi fiecărei familii, fiecărui om din Israel, mandatul acesta să meargă cu sabia în mână și să ia în stăpânire fiecare palmă de pământ din țara promisă. Ori exact același lucru se întâmplă cu noi. Domnul Iisus Hristos a câștigat biruința, de aceea suntem mai mult decât biruitori, pentru că victoria nu poate fi pusă niciun moment sub semnul întrebării. În viața de credință și de pocăință, frați și surori, știți cine nu biruie? Cine nu luptă. Când ai pus mâna pe sabia cuvântului, când ești plin de puterea Duhului Sfânt și când te îndrepți spre inamic și spre teritoriile pe care mântuirea și credința ți le-a asigurat și ți le dă în stăpânire,
victoria este asigurată, biruința este asigurată. Doar atunci când nu scoți sabia din teacă, doar atunci când stai nepăsător, doar atunci când nu lupți, ești înfrânt. Mi-aduc aminte de multele ore de discuții și de strategizări în ce privește cazul Bodnariu. Mă bucur foarte mult în zilele acestea că unul dintre oamenii deosebiți care s-au pus la dispoziția Domnului în cazul acesta cu totul, fratele Peter Costea, este candidat la europarlamentare și vrea să reprezinte valorile și cauzele noastre creștine în Parlamentul Europei. În toate discuțiile noastre, pentru că nu știam ce se va întâmpla, nu știam cum vor reacționa, aveam de-a face cu o țară, cu un guvern, ajungem noi să ne luăm la bătaie cu un guvern. Concluzia permanentă, pe care n-am scăpat-o niciodată din vedere, este că noi suntem chemați să ne ducem cu puterea pe care o avem și să facem ce trebuie și să luptăm. Că dacă vom lupta, indiferent ce facem, biruința este a Domnului. Când porți războaiele Domnului, biruința e a Domnului. Tu doar trebuie să mergi în numele Domnului. Vă aduc aminte ce a făcut David? Când s-a dus în numele Domnului să lupte cu Goliat. Frați și surori, cât de mare era, cât de mare era namila asta de om, credeți că a avut vreo șansă? Când un copil cu păr bălai și cu fața frumoasă s-a dus în numele Domnului, n-a avut nicio șansă Goliat. Aș vrea să vă spun, cuvântul Domnului zice, Domnul Iisus a spus, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Și iată că v-am dat putere să călcați peste toată puterea diavolului, mărit să fie numele Domnului. Dacă lupți, câștigi. Pentru că nu ne ducem în puterea noastră, nu ne ducem în numele nostru, ar fi vai de noi. Ne ducem în numele Domnului Iisus Hristos. Fraților, noi suntem oameni și suntem slabi. Și vreau să vă spun că ori de câte ori mergem în numele nostru, se întâmplă două lucruri. În primul rând, suntem înfrânți și în al doilea rând, ne facem de râs. Vă spun eu, cine nu s-a făcut niciodată de râs și cine n-a pierdut niciodată nicio bătălie. Am auzit de mulți domnitori și când auzeam că unul n-a pierdut niciun război, să știți că nu există nici un comandant, nici un general din lumea asta care să nu fi pierdut vreo luptă. Ziceau de Alexandru Macedon. Ascultați, pe Alexandru Macedon nu l-a putut înfrânge nicio armată pe pământul ăsta. Știți cine l-a bătut pe Alexandru Macedon? Un țânțar! Un țânțar! Și s-a dus de râpă tot imperiul lui din cauza la un țânțar. Spune cuvântul lui Dumnezeu, oamenii cad și pierd, dar noi ne bizuim pe numele Domnului. De aceea, pune mâna pe plug, pune mâna pe sabie, pune mâna pe armă și mergi la luptă, pentru că victoria este asigurată celor ce luptă și celor ce luptă în numele Domnului. Ei, când și-au dat seama că trebuie să ia în stăpânire teritoriul, s-au adunat la sfat. Și-au spus, hai să întrebăm pe Domnul, cum să procedăm? După moartea lui Iosua, copiii lui Israel au întrebat pe Domnul și au zis, cine dintre noi să se suie întâi împotriva cananiților? Țara era mare, era împărțită, parcelată pentru fiecare seminție și acum s-au uitat unul la altul și zis, te duci tu, mă duc eu, care merge primul? Cine pune mâna primul pe sabie? Și au zis, hai să vorbim cu Dumnezeu. Și Domnul a spus, Iuda să se suie primul. Pentru că mai întâi, seminția regală.
Trebuia să-și ia în stăpânire teritoriu. Căpetenile lui Iuda stau, se uită unul la altul, pentru că prin reprezentare, ce înseamnă seminția lui Iuda, i-a zis seminției lui Simeon. Prin reprezentare, liderii seminției. S-au dus la liderii seminției lui Simeon și au spus: Simeone, vii cu mine la război, mergem împreună. Tu vii cu mine să îi batem pe ai noștri și pe urmă venim și noi cu tine să îi bați pe ai tăi. Ei, în relația aceasta dintre Iuda și Simeon se ascund trei principii ale relației, ale părtășiei. Atenție! Când noi vorbim de părtășie, ne gândim, hai să ne adunăm la o masă, la o agapă, să servim niște langoși. Fraților, nu asta e părtășia la care ne cheamă Dumnezeu. Astea sunt foarte bune, relaxările acestea sunt foarte bune, sunt foarte frumoase. Dar în sens spiritual, părtășia la care noi suntem chemați este la război. E părtășie la război. Nu e părtășie la relaxare, nu e părtășie la statul degeaba, nu este părtășie doar stăm de vorbă unii cu alții. În sens spiritual, noi suntem parte dintr-un proiect major de a merge până la marginile pământului și de a extinde împărăția lui Dumnezeu pe fiecare talpă de suflet pe care Duhul lui Dumnezeu o atinge. Și aici avem de-a face cu principiile adevăratei părtășii, că Dumnezeu ne-a chemat împreună să purtăm această luptă. M-am văzut să vă scriu un loc, să vă scriu despre credința voastră de obște, vorbeam dimineața de obște, adică să stați la un loc și să vă uitați unul la altul. Zice, m-am văzut silit să vă scriu ca să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Care sunt principiile părtășiei în acest text? În primul rând, primul principiu este principiul apartenenței. În versetul 3, în prima parte, spune: și Iuda a zis fratelui său Simeon. Simeon este fratele lui Iuda. Primul principiu al părtășiei noastre este că aparținem fiecare dintre noi trupului Domnului Iisus Hristos, aceleași familii. Avem același tată pe Dumnezeu, avem același Domn pe Iisus Hristos. Avem sau suntem parte din același popor, poporul mântuit. Și atenție, avem același dușman, pe diavolul. Aceleași criterii în baza cărora frații Iuda și Simeon au mers la război împreună, aceleași criterii le întrunim noi ca și copiii lui Dumnezeu. Principiul acesta este un principiu foarte important. Pentru că noi nu suntem mercenari, unul angajat de altul, să mergem împreună. Noi avem o destinație comună, noi avem un proiect comun al mântuirii sufletelor noastre. Noi avem o destinație finală comună în împărăția lui Dumnezeu. Noi suntem pe un traseu identic, calea Domnului care ne duce în slavă. Și pe calea aceasta mergem toți și trebuie să ne uităm unul la altul ca fiind frați și surori în Domnul Iisus Hristos, purtând aceeași bătălie, având același tată, luptând pentru aceleași valori. Ascultați ce spune cuvântul Domnului în 1 Ioan capitolul 2, de la versetul 7. Preiubiților, nu vă scriu o poruncă nouă, ci o poruncă veche, pe care ați avut-o de la început. Porunca aceasta veche este cuvântul pe care l-ați auzit. Totuși vă scriu o poruncă nouă, lucru care este adevărat atât cu privire la el, cât și cu privire la voi, căci întunericul se împrăștie și lumina adevărată și răsare chiar. Cine zice că este în lumină și urăște pe fratele său, este încă în întuneric până acum. Cine iubește pe fratele său rămâne în lumină și în el nu este niciun prilej de potignire.
Dar cine urăște pe fratele său este în întuneric, umblă în întuneric și nu știe încotro merge, pentru că întunericul i-a orbit ochii. Acum ascultați, e vorba aici despre părinți, e vorba aici de tineri și există, și este vorba și despre copii. Și auziți ce spune versetul 13, vă scriu părinților fiindcă ați cunoscut pe cel ce este de la început, vă scriu tinerilor fiindcă ați biruit pe cel rău, v-am scris copilașilor fiindcă ați cunoscut pe tatăl. Apartenența noastră, dragostea pe care o avem unii față de alții, faptul că luptăm umăr lângă umăr, se datorează faptului că facem parte din aceeași împărăție, că avem același Domn, avem același Dumnezeu, avem același Tată și avem același război de purtat împotriva aceluiași dușman. Cele mai bune armate nu sunt armatele cele mai instruite. Armatele impenetrabile sunt armatele în care soldatul din dreapta se uită la soldatul din stânga și este ca fratele lui. Coeziunea aceasta nu poate fi biruită de strategii. Când un soldat e în stare să moară pentru celălalt, când preferă să moară el dându-și viața pentru cel de lângă el, că spunea Domnul Iisus Hristos, nu e mai mare dragoste decât cineva să-și dea viața pentru prietenii săi. O asemenea relație este relația pe care ne-o propune Mântuitorul nostru. El ne-a dat-o ca model atunci când s-a jertfit pentru noi. Și spune cuvântul Domnului că și noi trebuie să ne dăm viața pentru frați, pentru că suntem în război. Simeon și Iuda sunt frați. Simeon este fratele lui Iuda. Și Iuda n-are nicio problemă să-l cotească și să spună, măi Simeon, vii cu mine, că suntem frați. Tu mă ajuți pe mine să cuceresc țara mea, eu te ajut pe tine să cucerești țara ta. Iubiții mei, nu e frumos planul lui Dumnezeu, nu e minunat planul lui Dumnezeu. Că am ieșit din țara noastră, am ieșit din mediul nostru, am fost aruncați unii dintre dumneavoastră când v-ați pocăit, nu v-au mai băgat în seamă rudele, nu v-au mai băgat în seamă prietenii, ați rămas singuri, singurei. Și Domnul Iisus Hristos spunea odinioară că e greu să lupți singur. Nu e greu să lupți singur? Greu e să lupți singur. E greu să lupți singur în familia ta? E greu să lupți singur la locul de muncă? E greu să lupți singur la școală, în mijlocul unei clase de nelegiuiți care își bat joc de tine și te disprețuiesc? E greu! Și Domnul Iisus Hristos spunea, adevărat vă spun că nu e nimeni care să fi lăsat mamă, tată, frați, suror, orice pentru mine și să nu primească însutit în lumea aceasta și viață veșnică în eternitate, mărit să fie în numele Domnului. Ne-a dat Domnul, frați și surori, în biserică. Ce plan extraordinar! Și tocmai acest sublim adevăr, să nu-l recunoaștem și să nu ne bucurăm și să nu trăim în virtutea acestui dar nemaipomenit care se numește familia lui Dumnezeu, armata lui Hristos. Principiul apartenenței. Uită-te la frații din jurul tău, uită-te la surorile din jurul tău și te rog frumos să nu te uiți la oameni de nimic, ăștia, ăia. Uită-te la frații tăi, uită-te la surorile tale, prețuiește-i, iubește-i. Pentru că luptăm împreună. Cum se spunea mai devreme, în lupta aceasta împotriva păcatului, sângerăm împreună. Stimați frați și surori, vreau să fac o paranteză. Toți avem necazuri în lumea asta.
Toți avem dificultăți. Toți trecem prin situații grele. Aș putea să spun și ca părinți, gândiți-vă, fiecare dintre noi avem probleme cu copiii, nu? Mai multe sau mai puține, mai mari sau mai mici. Știți cum e cu copiii? Copii mici, probleme mici, copii mari, probleme mari. Fiecare dintre noi avem succese și avem falimente. Cum Dumnezeu ne-a chemat să fim fermi în ceea ce privește credință. Dar în același timp ne-a chemat să simțim unii cu alții. Nu vă vorbiți de rău unii pe alții când aveți necazuri și probleme. Nu vă judecați. Am hotărât când mi-erau copiii mici că niciodată n-am să predic despre problemele părinților, despre cum să fie părinții lumină, fără derogări. Fără să menționez că uneori e posibil ca părinții să-și facă datoria, să facă tot ce depinde de ei, să-și crească copiii în frică și temere de Domnul, că în cele din urmă un copil va ajunge față în față cu propria lui decizie, cu privire la credință, cu privire la închinare, cu privire la orice. Și m-am hotărât de vreme de tot să compătimesc toți părinții care au necazuri cu copiii. Pentru că de multe ori am văzut pe unii, când le erau copiii mici, hei! Când le-au crescut copiii, au băgat capul sub masă. Pentru că unele vorbe rostite mai de mult au trebuit să-și le înghită cu amărăciune. În loc să ne atacăm unii pe alții, să ne vorbim de rău unii pe alții, nu credeți că ar fi bine să ne rugăm unii pentru alții? Pentru că suntem același popor și avem aceeași bătălie de purtat. Să ne sfătuim unii pe alții. Să ne îndemnăm unii pe alții. Biblia spune, până la urmă, să ne mustrăm unii pe alții. Dar cu dorința ca în cele din urmă o unghie să nu rămână în Egipt. Nimic să nu se piardă în lumea aceasta. Pentru că aparținem aceluiași popor. Suntem parte din aceeași împărăție. Al doilea principiu este principiul suficienței. Al doilea principiu al părtășiei. Frații au menționat foarte frumos dimineață că e imposibil să stai la aceeași masă și unul să se sature cu cele mai gustoase bucate și altul să mănânce nimicuri. Știți că biserica din Corint, asta era marea problemă. Unde se întâlneau ei la biserică, ideea era să vină fiecare cu mâncare de acasă. Că dacă se întâlneau în fiecare seară, mâncau împreună în fiecare seară. Se închinau în fiecare seară, se rugau în fiecare seară, ascultau mesajul Evangheliei în fiecare seară. Aveau părtășie în fiecare seară. Da, și mâncau împreună. Și se și împărtășeau de fiecare dată când se adună. Problema este, și Pavel le reproșează lucrul ăsta, unul care este mai înstărit vine cu bucate gustoase și miezoase și altul două rânduri mai încolo mănâncă slănină cu ceapă. Nu știu dacă chiar este o mâncare de nimica, pentru că am observat că mulți români se dau un vânt după slănină cu ceapă, a devenit mâncare de lux aici în America. Dragii mei, așa ceva nu e posibil în trupul lui Hristos. Așa ceva nu e posibil în trupul lui Hristos. În trupul lui Hristos nu se poate ca unul să fie îmbuibat și altul flămând. Unul să stea în palat și altul în stradă. Haideți să mergem puțin la Iosua,
capitolul 19, atunci când s-a trasat pe hartă teritoriul fiecarei seminții, au luat-o la rând. Au dat lui Iuda țară, au dat la celelalte seminții și au ajuns și la Simeon. Și când au ajuns la Simeon, apucaseră să coloreze toată harta. Și n-a mai rămas nimic pentru Simeon. Și în versetul 9 din Iosua 19, cuvântul Domnului spune așa: moștenirea fiilor lui Simeon a fost luată din partea de moștenire a fiilor lui Iuda. Căci partea fiilor lui Iuda era prea mare pentru ei și de aceea fiii lui Simeon și-au primit pe a lor în mijlocul moștenirii lui Iuda. Nu e așa că așa se întâmplă și în familie. Primul ia mai mult, că te gândești că o să ajungă la toți. Dacă e o mamă care are mai mulți copii și vine cu platoul de mâncare și începe să le pună în farfurie, vă spun eu ce se întâmplă surorilor și să nu-mi spuneți că nu e așa. La mese, peste tot, care servesc, prima dată ia cu polonicul și pune mult, că zice, e destul pentru toți. Pe la jumate face o analiză, se uită la căldare, la cazan, la oală și se uită la oameni, vede că au mai rămas mulți la rând, zice, bă, dar le-o ajunge la toți. Și instinctiv începe să ciorbească polonicul, știi, să mai taie câte o liniuță, pune mai puțin. Și mai la sfârșit se trezește că ia de pe fundul oalei ce a mai rămas și dade mai pune două, trei farfurioare, așa, ude, umede, dar nu mai rămâne mare lucru. Așa faceți surorilor și cu teiței, umpleți primele vreo, când mai sfârșit, mai multă zeamă, ce rămâne. Așa au făcut și ăștia. Când au început să deseneze și au văzut țara aia mare, harta aia puternică, au spus, a, Iuda, casa regală, promisiunile lui Shilo, i-au trântit acolo un cerc mare de tot, Iuda. S-au dus la seminția următoare, ăștia mai puțin, până când au ajuns la săracul Simeon, n-au mai avut de unde să-i dea. Și atunci, că așa se întâmplă în poporul Domnului, rămâne unul pe din afară, nu i-a aruncat în Marea Mediterană, nu i-a trimis în munții, trebuie să le dea un teritoriu și lor. Și știi ce au spus? Băi, care are mai mult decât îi trebuie? Și s-au întors la primul și auziți, căci partea fiilor lui Iuda era prea mare pentru ei. Știți că partea unora dintre noi este prea mare pentru noi? Câte haine să te îmbraci deodată? Câte mașini să conduci deodată? În câte case să stai deodată? Haideți să ne uităm puțin la niște versete frumoase din Scripturi. Mai întâi ne ducem la 1 Ioan, în capitolul 3. Chiar nici nu trebuie spus mare lucru, dar dacă citim versetele astea din Biblie, ar trebui să cam ni se spună totul despre subiectul ăsta. Versetele 17-18 din capitolul 3. Dar cine are bogățiile lumii acesteia și vede pe fratele său în nevoie și își închide inima față de el, cum rămâne în el dragostea lui Dumnezeu? Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Mergem mai departe. 2 Corinteni. Și aici în 2 Corinteni, în capitolul 8, ni se spune foarte, foarte frumos de la versetul 10, de ce trebuie unii care au mai mult să dea celor care n-au deloc sau prea puțin. În această privință vă dau un sfat.
Și sfatul acesta vă este de folos vouă, care de acum un an, cei din tâi, ați început nu numai să faceți, ci să și voiți. Isprăviți dar acum de făcut, pentru ca după graba voinței să fie și înfăptuirea, potrivit cu, atenție, mijloacele voastre, posibilitățile voastre. Nu dincolo de ele, în limitele lor. Mai departe. Pentru că dacă este bunăvoință, darul este primit avându-se în vedere ce are cineva, nu ce n-are. Dumnezeu nu vine să spună, dă, și tu spui, cât să dau? Dă din ce ai, nu din ce n-ai. Dumnezeu nu cere să dai din ce n-ai. Dar acum ascultați, versetul 13. Aici nu este vorba ca alții să fie ușurați, iar voi strâmtorați. Ideea nu este să rămâi tu fără mâncare și să-i dai altuia. La o adică, dragostea te poate duce și la măsuri extreme. Părinții știu că uneori rămâneau ei nemâncați ca să mănânce copii. Dar în trupul lui Hristos este suficient. Și pentru că e suficient, ăsta e principiul suficienței. Dacă unul n-are destul, e pentru că unul în același timp a fost binecuvântat cu mai mult ca să acopere nevoia aceluia. Dumnezeu are grijă de lucrul ăsta în trupul lui, în biserica lui. Fraților, dacă ne iubim unii pe alții, niciodată n-o să moară unul de foame în mijlocul nostru. Puteți să spuneți amin la asta? Nu e vorba, hai să-i ușurăm pe alții strângându-ne pe noi de gât. Auziți? Ci este vorba de o potrivire, de o potrivire. În împrejurarea de acum era foamete, în împrejurarea de acum, prisosul vostru, adică ce aveți în plus, să acopere nevoile lor, adică ce rămâne în minus în dreptul lor. Pentru ca și prisosul lor, la rândul lui, nevoile voastre, așa ca să fie o potrivire, după cum este scris, cel ce strânsese mult n-avea nimic de prisos și cel ce strânsese puțin nu ducea lipsă. Prisosul tău poate să fie material și să acopere lipsa lui. Dar tot Pavel spunea, asta va genera un belșug de mulțumire și ei se vor ruga pentru voi. Prisosul tău, lor, va acoperi nevoile voastre. E o potrivire în toate lucrurile. Dimineața s-a citit din Fapte capitolul 2 și din Fapte capitolul 4, cum în biserica primară, oamenii au adus din prisosul lor pentru ca fiecare să aibă după nevoile lui. Lucrarea aceasta nu este foarte frumos, a menționat dimineață fratele Florin Șaitiș. Este o lucrare pe care o mandatăm de la amvonul bisericii. Până și Pavel, când le scrie Corintenilor, spune, vă îndemnăm. Dar cel ce poate să facă această potrivire, frați și surori, este Duhul Sfânt. Belșugul de dărnicie de care a dat dovadă Biserica Elim de ani de zile, ajutorând săraci, ajutorând proiecte și biserici și construind un edificiu minunat spre slava lui Dumnezeu, a fost lucrarea Duhului Sfânt. Noi n-am putut decât să vă îndemnăm. N-avem poliție, n-avem pușcărie, n-avem săbii, n-avem tunuri și n-avem tancuri. Nu putem băga mâna în buzunarul și în contul niciunuia dintre dumneavoastră. Noi vă putem spune nevoile și vă putem să insistăm, că și pentru mântuire, spune Pavel, vă îndemnăm fierbinte. Dacă îl îndemn pe un om, îndeamnă-l cu râvnă, așa spunea fratele Maichi mai devreme. Ce părere aveți să vin să spun? Da, frate, da și voi ceva acolo. Da, vom vedea.
Păi probabil că o să credeți că trebuie să puneți 50 de cenți. Normal că dacă vorbim cu pasiune, pasiunea noastră se ridică la nivelul nevoilor pe care le avem. Și cu cât nevoie e mai mare, cu atâta strigăm mai tare. Dar n-avem nicio putere, nicio autoritate și nicio forță decât cea pe care ne-o dă Duhul Sfânt care lucrează în inimile credincioșilor. Mărit să fie numele Domnului! Așa se face că unul a venit și a spus: știi ce? Cât am în cont la savings, tot dau la biserică să se facă biserică. Am dat Dumnezeu alții să-i pun la loc. Dacă mă întreba pe mine, îi spuneam: băi frate, las-mă acolo ceva. Fii înțelept. Dar pentru că nu m-am dus eu și s-a dus Duhul Sfânt, el a făcut altfel. Dragii mei, în biserica Domnului e belșug, e suficiență, sunt de toate. Noi nu predicăm aici o redistribuire de tip comunist. De ce? În comunism știți cine face redistribuirea? Guvern. Guvern. Nu mă puneți pe mine să fac redistribuirea asta. Pentru că m-aș duce la unul și i-aș spune: ia dă-mi coace atâta și dacă îmi place de unul i-aș da mai mult. Dacă nu-mi place de unul, că așa s-a întâmplat, știți, cu văduvele grecilor și ale iudeilor, de-aia trebuie să pună cei 7 diaconi, că veneau ogoarele, averile la picioarele apostolilor, dar mă, sângele, apă nu se face. Pe când evreii distribuiau, dădeau și la grecoaice, dar mai puțin decât la evreice. Și a ieșit scandal în biserică. Eu zic: opa, asta nu se face așa. Trebuie să punem 7 bărbați plini de Duhul Sfânt. Pentru că redistribuirea în biserică nu o face guvernul, nu o face păstorul, o face Duhul Sfânt. Mărit să fie numele Domnului. Umple, Doamne, biserica de Duhul Sfânt. Aleluia! Principiul suficienței și, în al treilea rând, principiul apartenenței, în primul rând, Simeon, fratele lui Iuda, principiul suficienței, Simeon din partea lui Iuda sau din prisosul lui Iuda, în al treilea rând, principiul interdependenței. Asta însemnând, hotărârea de a pleca împreună la război n-a fost doar așa o chestie: mă, noi ne cunoaștem, noi suntem apropiați, hai împreună, tu cu mine și eu cu tine, ca să mai petrecem timp împreună. A fost o necesitate. A fost absolut esențial să meargă împreună. Nu puteau unul fără celălalt. Pentru că cineva va spune: a, frate, dacă e vorba de mers la luptă, dacă vreau bine, dacă nu vreau, iarăși bine. Vreau să le împace pe Iuda asta. El a vrut să meargă cu fratele Simeon. Eu nu vreau să mă duc cu niciun Simeon. Eu vreau să mă duc singur. Ce, mă obligă cineva să merg cu cineva? N-ai încotro, frate. Eu te-am rugat și te-am îndemnat să nu mergi la luptă singur, dar acum a venit vremea să-ți spun că n-ai nicio șansă dacă mergi singur. Ești pierdut dacă mergi singur. Ești înfrânt dacă mergi singur. Ascultați! Ce problemă are Iuda și ce problemă are Simeon? Ne întoarcem înapoi la Iosua, capitolul 19. Sfârșitul versetului 9 spune așa: căci partea fiilor lui Iuda era prea mare pentru ei și de aceea fiii lui Simeon și-au primit pe a lor, rețineți expresia asta, în mijlocul moștenirii lui Iuda. Și versetul 1 din 19 spune: a doua parte a căzut prin sosul lui Simeon, seminției fiilor lui Simeon după familiile lor. Moștenirea lor era în mijlocul moștenirii fiilor lui Iuda. Când ei au dat
în teritoriul lui Iuda moștenirea, n-au luat o bucățică aici în capăt. Au zis, e de aici până aici pătratul ăsta. Știți unde au pus moștenirea lui Simeon? Aici așa, în mijloc. De jur împrejur, teritoriul lui Simeon este înconjurat de teritoriul lui Iuda. Simeon are decât un singur vecin, Iuda, de jur împrejur. Și acum nici nu trebuie să fie un mare general, un mare conducător, strateg, militar, să știi că dacă te duci să cucerești o țară în mijlocul dușmanului, ești înconjurat de dușmani. Dacă te duci să cucerești o țară de jur împrejurul unui dușman, ai în mijlocul tău o gaură ca în steagul României la Revoluție. Focar de scandal din toate direcțiile. Ăștia nu puteau să meargă să-și ia în stăpânire teritoriile decât împreună. Amândouă deodată. Ia ascultați ce spune cuvântul Domnului. În textul clasic cu privire la interdependența noastră în trupul lui Hristos, ca mădulare în trupul lui Hristos, adică, fraților, concluzia fiind, nu e bine unii cu alții, e mai bine unii cu alții și e imposibil unii fără alții. Nu se poate unii fără alții. În 1 Corinteni, capitolul 12, de la versetul 14, astfel trupul nu este un singur mădular, ci mai multe. Dacă piciorul ar zice, fiindcă nu sunt mână, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup, și dacă urechea ar zice, fiindcă nu sunt ochi, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup, dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă tot ar fi auz, unde ar fi mirosul? Acum, dar Dumnezeu a pus mădularele în trup pe fiecare așa cum a voit El. Dacă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul? Fapt este că sunt mai multe mădulare, dar un singur trup. Ochiul nu poate zice mâinii, n-am nevoie de tine sau n-am trebuință de tine. Nici capul nu poate zice picioarelor, n-am trebuință de voi. Ba mai mult, mădularele trupului care par mai slabe sunt de neapărată trebuință și părțile trupului care par vrednice de mai puțină cinste le îmbrăcăm cu mai multă podoabă. Așa că părțile mai puțin frumoase ale trupului nostru capătă mai multă frumusețe, pe când cele frumoase n-au nevoie să fie împodobite. Dumnezeu a întocmit trupul în așa fel ca să dea mai multă cinste mădularelor lipsite de cinste, pentru ca să nu fie nici o dezbinare în trup, ci mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele. Păi e posibil dacă eu mă duc cu trupul meu la război să zic mâna asta mi-o las acasă? Sau un ochi s-o ia într-o parte și altul s-o ia în alta? Un picior să bată pasul înainte și celălalt pe loc sau înapoi? Dacă tot trupul nu merge în aceeași direcție, dacă tot trupul nu se concentrează la același proiect, e un faliment și o înfrângere totală? În trupul lui Domnului Iisus Hristos nu există nimic de sine stătător. Nu există nimic de sine stătător decât Dumnezeu. Toți ceilalți suntem interdependenți. În primul rând depindem de Dumnezeu și în al doilea rând depindem unii de alții. Nu putem unii fără. De ce strigăm să ne ținem de biserică? Pentru că nu putem unii fără alții. De ce vrem ca orice biruință să fie a tuturor și fiecare să pună umărul la această biruință? Pentru ca toate mădularele să fie cinstite și binecuvântate de Dumnezeu. Ascultați, înfrângerea unuia este înfrângerea tuturor și biruința unuia este biruința tuturor. În împărăția lui Dumnezeu, când Acan păcătuiește, toată tabăra este în jale. Când David biruiește, tot poporul strigă de bucurie. Pentru că suntem una și depindem unii de alții în acest război de viață și pe moarte. Stimați frați și surori,
Când vorbim de părtășie, mai mult decât o părtășie prietenească la o masă, la două vorbe, la un strâns de mână, vorbim de această părtășie la războiul pe care îl avem de purtat împotriva domnilor și stăpânirilor din lume. În primul rând, e foarte important ca fiecare din noi să se îmbrace cu toată armătura lui Dumnezeu. Toată, de la prima piesă până la ultima, sunt absolut esențiale. Fiecare, toți să ne îmbrăcăm cu armătura lui Dumnezeu și fiecare, de la primul până la ultimul, în totală dependență de Dumnezeu și interdependență unii față de alții, să pornim să ducem lupta aceasta.